Un bărbat de 55 de ani din orașul Strehaia, în timp ce conducea un microbuz în localitatea Tâmna, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani din județul Dolj. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a bărbatului din Dolj. Chiar dacă mergem pe un drum cu prioritate, trebuie să conducem atent și preventiv, pentru că altfel se poate întâmpla să fim implicați fără vina noastră într-un accident rutier cu urmări tragice. Un bărbat de 55 de ani din localitatea Strehaia, în timp ce conducea un microbuz pe DN7 în localitatea Tâmna, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani din comuna Breasta, județul Dolj. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 37 de ani. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.